L-am văzut atât de supărat. Deci chiar așa-i? Dar pe bună dreptate, mă. Știi ce mă enervează? Că ai găsit sinonimele. Și informatorul. Puștule, ești pregătit? Cum să nu? Hai, omule! Hai, Bogdane! Ești a 12-a, nu? La liceu. Exact. Bă. Mamă, mamă. Să văd și eu cum arată un puș de a 12-a. Ce faci, Bogdane? Foarte bine. Mă bucur. Unde? La, unde ești? În Bacău, la Colegiul Național Ferdinand I. Ferdinand, ce frumos. Al câtelea rege a fost Ferdinand al României? Ferdinand al României a fost al câtelea rege? Al doilea. Al doilea. Primul a fost... Carol. Bravo, Bogdan, Carol. Perfect, Carol. Ferdinand a fost al doilea. Tare de tot. La ce vrei? Ce vrei să... Unde vrei să dai? Am așa o pasiune pentru relații și aș vrea să continui cu relații internaționale și business. Interesant. Relații internaționale și business? Da. Prof. Auzi, sunt foarte curios. Ai un idol așa, sunt curios, un puș la 18 ani, la 18 ani, ai un, ceva ce-ți place ție, nu de la noi neapărat, așa în general. Îți place de cineva anume? Nu îmi spune de Ronaldo. Nu, dar de obicei urmăresc progresul meu, nu... Da, ai așa un mentor, un ceva, să zici că urmărești pe cineva sau că îți place de cineva sau că ai vrea să fii ca cineva? Da, este un doctor american pe nume Dane Heer. N-am auzit. Ai auzit, Nicu, de... Da. Da. Ce face domnul doctor? A scris o carte foarte interesantă, care m-a pasionat pe mine, despre dezvoltare personală. Ok. Se numește Fii tu, schimbă lumea. Ah, gata, aia celebră de... Da, fii tu... E o nebunie asta cu dezvoltare. E o isterie, e o industrie care nu mai poate fi oprită. Toți vor să... Da, pentru că noi trebuie în continuu să învățăm să ne regăsim și să ne recreăm. Mă bucur, puștule. Dezvoltare verbală să fie la noi. Bogdane, mă bucur să te întâlnesc. Și eu. Fii atent aici, că îi dau drumul. Faci conținut pe TikTok? Da. Bogdane, 4 litere, 400 de lei. A juca un teatru mut. A mima. Bravo. Bravo. 2 secunde, puștule, 400 de lei, perfect. Îți dau ceva din trecut, din trecutul foarte apropiat al părinților tăi. Ei citeau cotidian, jurnal, ziar. Știi, o chestie de hârtie. Știi, puștule, ai auzit de cuvântul ăsta, ziar? Cum să nu? Da? Acum. Tu, generația TikTok, e o chestie de hârtie pe care erau trecute niște litere și oamenii citeau, știi? Pe ziar am învățat să citesc. Bine, Bogdan. Bun. Hai la 500 de lei. Care ți oferă confort atunci când îl îmbraci. E așa mai... Literă. Adjectiv ăsta. Pantalon care nu te strânge. Uite, ăsta meu așa pare mai... Pare lejer. Mai lejer, așa. Pare mai lejer. Bravo, Bogdane, mai lejer. Cât aveți, domnule polițist? 3400. S-ar putea să vă confiște câștigul. M-am aratat cuvinte din lumea lui. Nu râde că nu știi ce urmează. Bogdan, uite, urmă lăsată de un fumător. Fumatul e o nenorocire, e o dramă. Scrum. Omule, puștule, ești bun. Corect. Corect. Scrumul, așa e. Praful ăla negru cenușiu. Niciodată să nu e o nenorocire. Bun, 1700 de lei. A se deplasa, Bogdane, de sus în jos pe o axă verticală. Literă. Bravo, cer și litere. Literă. Auzi? Deci, fie... Ești pregătit, da? Mai ai depus 400 de lei. Literă.
Mai ai depus 300 de lei, ia uite-te la mine. Opa! A coborât. Am coborât, măi. A coborât. Ai, 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 ai. E bine să ceri litere când simți că nu mai poți, ceri. Ce brățară ai? Că mi se pare interesantă. De când te-am văzut, mă tot uit la ea. Am cumpărat-o ca suvenir din Franța. E un soare, nu? Așa un... Da, reprezintă ceea ce mi-oferă mie cea mai multă bucurie în fiecare zi. Soarele. Da. Omule, mă uimești. 18 ani, elev la Ferdinand, 6 litere. Cel mai bun specialist într-un domeniu. Literă. Îl mai bun specialist într-un... Ai timp, ai și timp. Nu zic de vârsta ta, zic de timpul din emisiune. Literă. Ăla care are cele mai înalte competențe, cele mai mari calificări, puștule. Ăla este... Uite-l ce e. Literă. Are abilități, are cunoștințe, este... Zim că știi. Zim că știi. Persoana aia autorizată căruia îi se cer tot timpul păreri, că el se pricepe la domeniul respectiv foarte bine. E maestru! Uite, e maestru, zic, un fel de sinonim. E 12 secunde, puștule, să găsim cuvântul ăsta. În toate meseriile îl găsești, și în contabilitate, și în mai multe. Raport? Nu raport, nu, e... Expert. Cel mai bun specialist în domeniu este expert. Am zis-o de contabil, e chestie, mă gândeam că te duci la expert contabil, știi? Cine a luat expertul ăsta? L-ai luat, Nicu? Da. Adriana? Da, generele meu este expert. Contabil. Ei, iată. Da. 7 litere. 700 de lei. Bogdane, cât ai? Cât ai zis că ai? Ani? Da. 18. Așa scrie pe actul tău oficial obligatoriu? Oh. Buletin. Bine pus. 2400 de lei. Încet. Ai văzut cum ai luat dintr-un foc? Cât ai luat? 700 de lei. Banii nu se câștigă așa ușor și în viață, o să vezi. Deși dacă ai trotinetă și se pare că ai, îmi place. Bogdan, fii atent aici. Ai fost la mare vreodată? Cum să nu? Ai fost? Da. Animale marine, vedete prin cherhanale. Știi ce e cherhana? Da. Ce e cherhanaua? O terasă pe malul mării. Mării, sau, bun. Cu specific mediterane. E, nesă mediterane. Le găsești și la noi, la Marea Neagră. Alea cu pește. Creveți. Vezi, omule. Băi, cum l-a luat. Cât ai, Adi? 3400. Și uite-l ăsta mic, ce vine. 18 ani are 3100. Dar nu aia ce-i merge trotineta cu lejeritate așa. Bogdane. 800 de lei, 8 litere. Care se află în armonie cu natura și nu provoacă pagube. Naturii. Literă. Generația ta. Literă. Folosește des cuvântul ăsta și mă bucur. Ecologic. Ești pe primul loc, Bogdane. Adriana. E bun. O generație, ei n-au treabă. O... Lejer. O joacă relaxat. Bravo, puștule. E, vine un cuvânt așa un pic. E și scump. Bine, și ăsta era scump, de 800 de lei. Bogdan. Tulburare caracterizată prin restricționarea severă a consumului de alimente. Literă. Consumul de alimente. Deci, ăia, uite, stai să mă închei la cămașă. Că literă. Pe mine mă... N-are legătură cu... apetitul, consumul de mâncare. Reducerea apetitului a consumului de mâncare. Greutatea corporală, greutatea anormal de scăzută, Bogdane. E o vorbă, e un cuvânt. Literă. O boală chiar, o boală, e o afecțiune serioasă chiar. Literă.
Auzi, o afecțiune serioasă care... Anorexie. Anorexie, aia care nu mănâncă, au cămășile, știi, slabi, anorexicii. Când slăbești mai mult decât trebuie. 4.000 de lei. 4 cuvinte mai am pentru tine. Foarte bine joci. Și relaxat. Îți poartă noroc talismanul ăla de la mână? De câte ori am purtat-o, da. Știi de ce? Că te văd mereu între cuvinte, tragi o privire spre talismanul ăla al tău. Bogdane, verb la infinitiv. A manifesta un sentiment de aversiune față de cineva. Știi ce e aversiunea? Ah, mamă. Literă. Și despre asta e jocul cuvintelor, să descoperim cuvinte. Literă. Aversiunea e antipatie, dacă vrei, față de cineva. Uite, asta e antipatie, o ură, poate e mult spus ură față Literă. De cineva. Aversiunea e atitudinea Literă. Lipsită de respect, Bogdane. Asta e, știi? Avea o atitudine disprețuită. Ăsta e cuvântul. Bine, Puștul. Excelent. A disprețui și toate pe care ți le-am spus eu înseamnă aversiune. Avea aversiune față de profa de... Nu spune nu. Nimic, lasă. Nu. Da, nu. Nu. Bogdan, nu ești căsătorit, așa-i? Nu. Ești în clasa 12, așa-i? Da? Da. Tip de răspuns care indică acordul sau acceptarea. Ești în a 12-a? Da, literă. Literă. Declarația aia pozitivă, Puștule, într-un context dat. Îmi place cum îți merge trotineta. Literă. Declarația aia pozitivă. Că eu te-am întrebat, ești în a 12-a și tu mi-ai răspuns. Da. Literă. Adică ai răspuns... Afirmativ. Afirmativ! Băi, omule. 41 de secunde pentru două cuvinte. Un cuvânt zice așa: substanță care dă gust deserturilor dietetice. Literă. 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 E un aditiv. Îndulcitor. Măi, om, m-a blocat pe cuvânt. Are 18 ani. Ia uite-l, mă. Mă, și am tăcut, am zis, hai, haț, că acum îl prind. Haț! Și l-a luat. Auzi, Bogdane, ăsta e un cuvânt tare greu. O să ți-l explic după aceea. Tu ai vreo iubită? Te întreb așa, la 18 ani deja, ai... Da, perfect. E. Bun, las-o așa, nu. O să-ți explic după aceea cuvântul. Pun pariu că nu-l știi, dar dacă îl știi, mă uimești, dar e greu. Cuvântul e rubensiană. Literă. Și tu trebuie să găsești sinonimul la rubensiană. Literă. Îți spun de la ce vine, vine de la un pictor flamand pe la 1600, Rubens îl chema. Literă. Literă. Auzi? E senzuală, e plină de forme, e... Literă. E mai mult decât 90-60-90. Voluptoasă. Voluptoasă, Puștule. 6.200 de lei, fantastic. Rubens, pictorul ăsta, picta femei voluptoase. Femei cu forme. Îi plăceau femeile cu forme. Și de la Rubens a rămas cuvântul ăsta rubensien. Rubens. Puștule, ești tare. Mulțumesc. Măi, cum le-a luat incredibil. Așa-i? Și asta s-a dus. Nu știai, cu Rubens nu știai, cu rubensian, așa-i? Nu, dar mă simt dezamăgit că nu știam. 18 ani. Și uite, polițistul s-a uitat la tine, doamna doctora, zis, uite, m-a venit ăsta mic de 18 ani. Nu s-a terminat, Bogdane. Așa-i.
Succes! Mulțumesc! Să ai o viață frumoasă, Bogdan!